pasează la timp pentru Cordea, se lasă avantaj pentru că a fost faul la Crețu. Cordea se descurcă foarte bine, pasă pentru Darius Olaru, Olaru pentru Octavian Popescu, șutul lui Popescu pe lângă poartă. Era actul, nu-l mai putea evita. Aici Octavian Popescu nu s-a uitat decât spre poartă. Avea variantă în stânga. Și sunt Gheorghe din prima etapă din 2023. Daua greșește, trimite direct la Grameni. Acum Alibec, poziție bună. Alibec șutează, Târnovanu evită golul. Prima mare aproape de gol Alibec, Târnovanu însă se întinde extraordinar și reușește să respingă. Super șut, cât de frumos a pasat aici pentru Sorescu. Sorescu în poziție bună. Sorescu îi pasează lui Darius Olaru, centrare pentru Companio. E prima mare. Puțin prea în față Darius Olaru această minge, raportat la poziția. Și acum Crețu, Ejuma, superbă pasă pentru Cordea, centrare cu exteriorul al lui Cordea. Ejuma, mult pe lângă poartă. Pe spațiul porții, o bilă neagră pentru defensiva farului, Octavian Popescu. Uriașu. Ce pasă dă Ejuma. Alibec e unul la unul cu Daua. Reușește să se întoarcă fundașul camerunez. Alibec îl blochează regulamentar. Grameni din prima. Denis Alibec trece acolo și este offside la offside nu e. Dar nu e nici simulare. Eu zic pentru ce cred că a văzut cartonașul galben. Cade foarte ușor. Octavian Popescu, Dejan Sorescu, să vedem în fața porții. Doar un... Ei au crezut că mingea a ajuns în plasă. Iată finalizarea rea pentru Daua, minge inutilizabilă. Aproape să se ciocnească acolo Crețu și Olaru. Luis Munteanu în poziție bună, în dreapta este Alibec. Luis Munteanu îl are în față pe Sorescu. Bară! Ce ocazie! Noarul celor de la farul. Alibec probabil că i-a reproșat faptul că nu a pasat, însă poate că dacă erau inversate rolurile, așa ar fi procedat și Alibec ar fi... Ejuma. Ejuma îl caută pe Andrea Companio. Bună preluarea Companio! Care face Andrea Companio? Iată, depășit Larie, revine. A oprit mingea superbă Andrea Companio. Mingi pasate mai repede aici. Foarte bine a primit Octavian Popescu între linii. Dejan Sorescu! Ocazie uriașă a lui Dior. Însă șutul este deviat în corner. Intervenție. A venit de niciunde, adică încă mai sper că e vorba de altceva. Coman aici, o pasă pentru golul semnat de Cordea. Ce start de repriză secundă. Din acest sezon sunt marcate pe Arena Națională, singur gol în deplasare la Cluj. Florinel Coman face diferența. Iată, intrat în locul lui Ejuma, dă o pasă. Bate Alibe! Mai frumoase goluri marcate în acest campionat, extraordinar șutul, are de toate, forță, precizie aici Denis Alibec, n-ai ce să-i spui lui Ștefan Târnovanu și iată. În ultimul moment de Larie, Cordea face preluare, Cordea și e penalti pentru FCSB plus. Trian șut, Larie a trimis lui balonul. Iar Olaru îl găsește perfect acolo în careu pe Cordea. Faultul este evident. 13 reușite, Andrea Companio, gol! Alibec din lovitură liberă. Am văzut acțiunea respectiv Digisport 4 la 10 fără un sfert în această seară. Miculescu trece spectaculos, David Miculescu. Încă un dribling, Miculescu. Să vedem centrarea sa, gol! Aici nici vorbă de fault la duelul lui Crețu cu Penesali. Acum se poate face o discuție legată de implicarea, decizia. Probabil că acolo e offside. De am ajuns în acest moment.
Și da, și e offside. Rămâne 2. Marcator al unui gol în această partidă. Iată-l pe Denis Alibek, pe jos, în zid. Din nou Alibek și prinde Ștefan Târnova. Până la urmă respinge Larie. Găsește forța de a ataca pozițional. FCSB, greșeală mare făcută de Daoua. Alibek încearcă să o speculeze. Alibek este acolo, cred, faultat. Da, este eliminat Daoua. Să vedem. Să fie, de fapt, e în afara careului, da. Intervenția lui Daoua. Cartonaș roșu pe bună dreptate. Nimic pe acolo la Alibek și Ionas Tam. Am văzut această reluare. Casap centrează, minge de viață de Ardean și este mare ocazie, scoate o autogoală Ovrani, 2-2. Îndelung, aici nu e nimic, nici aici nu are ce să fie. Larie are luat cu capul către poartă. Bilel Omrani nu reușește să respingă această minge de pe linia porții. Miculescu a avut mingea în față, o putea respinge în corner, n-a făcut-o însă. Iar acum trebuie să mai fie vreo 3 minute și jumătate, pentru că au fost arătate 6 minute până înainte să execute Denis Alibek. Lovitura liberă, gol! Aici Olaru pasează către Coman, se opresc cei de la FCSB, iar Enes Sali este deposedat de Wide. Wide intervine și pentru a doua oară, însă îi așează mingea lui Borza, care finalizează la colțul lung. Ghinion teribil, aș spune, aici pentru Roșalbaștri, pentru că de fiecare dată mingea a ajuns la un adversar din Wide.